Dar hai să-i dăm pe ăștia în trampolină, ia să vedem. Astăzi, băieți și fete, mă voi juca Minecraft, dar după cum vedeți, sunt un cyborg, adică jumate om, jumate robot. Și pentru cei care s-au uitat la Teen Titans, ziceți voi că nu se vă cu cyborg, pe bune. Ok, și aparent văd că m-am spawnat chiar aici pe... What? Bă, stai, ce? Voi vedeți că nu mi se mișcă mâna când sparg chestii? What? Și de ce sparg blocurile atât de repede? Lol. Ok, și cum vă ziceam, văd că m-am spawnat aici pe un bloc care are un redstone torch. Și din câte văd, mie mi se consumă energia, fraților. Adică, vedeți, am 80% energie, 79% și tot îmi scade energia asta, pe care aceasta bănuiesc o să o încărcăm dacă o să stăm pe această torță de redstone. Da, mă, frate, uite că mi se încarcă energia. Hai să ajungem la 100%. Și noi, ca să facem mai multă energie și să ne căpătăm abilitățile speciale de cyborg, ei bine, trebuie să facem rost de un bloc de redstone, băi și fete. Așa că, hai, dacă tot avem lemnul ăsta, să ne facem un crafting table și să facem pickaxe-ul de lemn. Iar acum să luăm repede niște piatră ca să facem uneltele de piatră. Bă, efectiv, vedeți că nu se mișcă pickaxe-ul? Doamne, ce ciudat e, bă! Da, mă, uite că nu mișc deloc mâna când spar cu pickaxe-ul, lol. Asta înseamnă să fiu un cyborg adevărat. Ok, cred că avem destulă piatră, așa că acum hai să ne facem pickaxe-ul de stone și să vedem pe unde putem găsi și noi niște iron. Ok, asta a fost mai ușor decât mă așteptam. Mamă, și cât iron? Let's go! Ok, cred că o să iau foarte mult iron pentru că aș vrea să-mi fac totuși și o armură, dacă tot. Opa, și se pare că avem un invitat nepoftit aici. Bine, cred că eu sunt invitatul, dar el e nepoftitul, așa că dai, mă, dai, mă, drumul, că-ți dă cyborg-ul cu pickaxe-ul în cap. Mamă, bă, uite cât de repede sparg piatra, efectiv. Cred că sparg la fel de repede cum aș sparge cu un pickaxe de diamant. Bun. Hai acum să facem niște furnăsuri și să punem tot iron-ul la prăjit. Mamă, sunt curios cum o să dau cu pickaxe-ul de iron. Oh, nu, oh, nu, suntem atacați. Bă, ia, mă, de aici, că nu o dai cu cyborg-ul. Oh, da. Oh, my God, domnul Creeper, dai drumul de aici, că nu am chef să fac scurt circuit. Pleacă, mă. Ok, s-au făcut primele bucăți de iron, iar acum hai să facem pickaxe-ul de iron. Mamă, chiar sunt curios cât de repede o să minez cu asta. Ia să vedem. Bă, what? Ce, mă? De ce mi se mișcă mâna cu asta? Stai, mă, ce? A, pentru că nu mai am energie atât de multă. Ok, ia să ne reîncărcăm energia, fraților. Deci, aparent, dacă pierd mai mult de 50% energie, nu mai merge să folosesc abilitatea, gen. Ok, ia să vedem acum. Am energie 100% și să vedem cum se sparge piatra asta. O, da, mă, da, uite cât de repede se sparge, ești de bun. Și vedeți că acum nu mi se mai mișcă mâna, efectiv. Ok, dar aparent până și cyborg-ul are nevoie de mâncare și a mâncat carnea aia putrezită, mi-a dat mare poison. Dar pe mine m-ar interesa totuși să găsesc niște redstone. Băi, păi, Jericho, de ce atași, mă, cyborg-ul, nenorocitule? Ce ți-a făcut cyborg-ul, băi? Uite redstone-ul și uite și un skeletonis, băi. Dai, mă, drumul de aici. Mamă, mamă, stai că mor. Asta a fost la limită rău de tot. Opa, și uite și un spawner aici. Ok, ok, ok. Știi ceva? Vreau doar să-mi iau redstone-ul. Vreau doar să-mi iau redstone-ul și am plecat. A plecat, a plecat. Sper să nu vină zobala ei după mine. Stai așa că am doar 4 redstone și am nevoie cât să fac un bloc întreg. 17 redstone, am tulit-o de aici, bradare. Nu mai am mâncare efectiv deloc. Mamă, ești nebun, aproape nu mai am energie. Unde am pus? Opa. Stai, m-am lăsat redstone torch-ul. Oh my God, stai. Ce se întâmplă? What? Bă, nu mai pot să mă mișc. What? Fii atent că dacă mi se consumă energia, nu mă mai pot mișca deloc. Lol. Ia, stai așa un pic, stai așa un pic. Cred că pot să fac eu un redstone torch. Da, mă, da. Ok, hai să ne reîncărcăm energia, că pare nu merge deloc să mă mișc. Oh, gata. Și a revenit, frate. Deci dacă nu rămân fără energie, nu mai mă pot mișca, băi și fete. Deci o să trebuiască să am în permanență redstone cu mine. Oh my God. No, 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 no. Stai așa că n-am viață cu metre. Oh, leu, no, mori. Mori, mori. Mama, asta a fost cât pe aici. O inimă, frate, și nici nu mai am mâncare. Hai să luăm repede iron-ul și toate cele. Nu vrei să bubui un pic mai încolo? Te rog. Oh my God. Ok, sper măcar să nu fie noapte afară. Sper măcar să nu fie noapte, măcar atât. Și, oh my God, e zi, frate, e zi. Ok, cred că am stat o noapte întreagă în mină. Iar acum hai să găsim repede și noi ceva să băgăm la masă. Cred că merge un cotlet de berbecuț, știi cum? Mai ales că vine Paștele acum. Oh my God. De fapt, da, mâine e Paștele. Mamă, fii atent că nu mai pot să sprintez deja. Ok, hai să-i dăm cu cotletul de berbecuț. Mă, așa, mă, e în sânge, dar merge. Ok, între timp ce am mai făcut rost de mâncare, bă, tocmai am realizat că
pot să fac blocul de redstone și să folosesc în sfârșit abilitățile de cyborg. Așa că acum hai să facem, să facem repede blocul de redstone. Ok, avem blocul chiar aici, iar acum bănuiesc ca să-mi încarc energia trebuie să mă pun pe blocul. Mamă, cât de repede se încarcă acum și fiți atenți, se duce în 100. Iar acum uitați-vă că a trecut de 100, suntem efectiv la 130%, ești nebun? Ok, 160, 70... 80, mamă, mi-a dat itemele, ok, deci avem o rază laser și o undă electromagnetică. Ia să vedem, mă, mamă, și tocmai bine că s-a făcut noapte și putem să ne testăm abilitățile pe niște monstrulețe. Așa că hai să vedem care se spawnează primul, care e primul poftit. Mamă, ia uite ce am găsit, bă, ești de bun, mare village pe insula aia. Hai să mergem, în village-ul ăla, zic. Mamă, oare o să-mi iau damage de la apa asta, că până la urmă sunt robot, mie să nu fac scurt circuit. Hai să vedem, YOLO. Bă, pare să fie în regulă, deci... deci cred că sunt destul de waterproof ca și cyborg. Iar acum am ajuns în village. Bun, ia să vedem. Da, haide bă, hai să dăm cu ăsta. Îi dăm cu raza laser, ia bă de aici. What? Bă, lol, cum a explodat. Bă, mi s-a dus toată energia aici, de bun. M-a secat de tot. Ok, deci apare dacă folosesc o abilitate, îmi scade toată energia. Uite că mi-au revenit itemele. Hai să încercăm, și a doua abilitate. Ia să vedem ce face unda electromagnetică. Ești pregătit, bă? Wow, mamă! Bă, l-a dus până la Dumnezeu. A și căzut nebunul. Și, mamă, ia să ne folosim abilitățile pe aia în golemul ăsta. Hai să ne reîncărcăm energia de cyborg. Let's go. Ce ziceți? O să-i dea cyborg un one shot la dragon sau respectiv? Uite și cred... What? Unde a dispărut, bă, grădinița aia, ați văzut? Grădinița fantomă, ești nebun. Ok, de la 180% aparent îmi dă itemele. Bun, hai să ne luăm blocul de redstone înapoi. Hai să-i dăm cu raza laser la urât în cap. Unde-i, mă, urâtul? Dar mai întâi să mă lase pe engenicul în pace. Bă, unde s-a dus, bă, urâtul ăla? Bă, ce cauți, bă, acolo? Te-ai angajat ca Nicovală? Păi, năsua și ea mori, omoară zombie și tu, uite-te și tu ce faci, te bălăcești. Ia, ia, bă, de aici o rază laser în cap. Oh my... Mamă, ce s-a întâmplat, bă? What? L-am omorât și pe păinjenicul, ați văzut? Mamă, cât de tare e laza laser și efectiv am omorât și Iron Golem. Uite Iron-ul aici. Ok, bă, dar aparent pot să mă mișc cât de cât dacă am energie zero, doar că faza e că trebuie să și sară în același timp. Oh my god, stai că vine zombiul ăsta la mine. Bă, n-am pic de energie cu care să mă... Bă, uite că nici nu pot să-i dau damage. Mamă, mamă, stai, ia și fugi, nenică. Ok, e destul de nașpa să ne ai energie ca și cyborg. Au. Ok, energie 200%, iar acum hai să căutăm să facem o brigadă așa de monștri și să-i trimitem pe toți la Dumnezeu, ești nebun, îi trimitem în aer. Ok, domnul zombie, ai plătit biletul, hai să-i chemăm și pe prietenii tăi. Ok, cred că s-a ales praful de village-ul ăsta. Dar hai să-i dăm pe ăștia în trampolină, ia să vedem. Mamă, uite unde i-a trimis. Bă, stai așa că mă omoară scheletorisul. Oh my god, oh my god. Bă, sunt prea tare, mă, abilitățile de cyborg. Dar păcat că consumă toată energia, efectiv. Fiți atent că torța nu mai mi-ncarcă energia. Deci trebuie să mă încarc neapărat de la blocul de redstone. Gata, frate, acum numai la type ce merge. Mamă, uite un enderman. Hai să dăm cu raza laser pe el. Ia stai, bă, așa că vreau să-i dau cu raza laser neapărat. Dar ideea e să-l și nimerim, ok? Ia. Oh my god, i-am dat cu raza laser și a trupat și perla, let's go! Dă-i și te încarcă, nenică. Bă, până mă încarc eu, hai să ne facem și noi o armură, zic. Ok, suntem echipați, avem energie plină, iar acum suntem... am o robota completa. Dar acum, dacă tot sunt un cyborg și pot să sparg lemnul mult mai repede, hai să luăm și noi o grămadă de lemn ca să facem trade-uri cu GJ. Mamă, cât de repede se sparge, nu pot să cred. Ok, dar cred că mai bine sparge copaci pe insula asta, pentru că acolo nu prea sunt copăcei. Bă, de unde au apărut ăștia, bă? Ok, s-a făcut și noapte și cred că am adunat destul lemn. Iar acum hai să ne întoarcem înapoi în village ca să facem trade-uri cu năsoșii. Bun, suntem înapoi în village, dar până să facem trade-uri cu năsoșii, hai bă frate, bateriile ca bateriile, dar nimic nu se compară. Nimic nu se compară cu un pui de somn, nu-i așa, Gigele? Ia bă, fă și mie loc. Așa mă, urcă-te pe mine, nenorocitule. Domnul villager șomer, haideți mă, nu mai șomați și dați-i drumul la muncă. Bă, ia bă job-ul. Ce faci, mă, ăsta? Mă, care dai, mă, mine? Uite, doar m-am uitat la el cu privirea laser și a murit. Mă, ce faci, mă, ăsta? S-a blocat aici, uite-te și tu la el. Așa, bine, bine că fugi, fugi de meserie. Ia uite-l, bă.
Ia uite-l, bă. Eu îi dau drumul, bă, ca să el să se ducă să ia alt job. Ia, bă, jobul de Fletcher, auzi? Așa, mă, mama, bine că nu dai beți. Bă, ia, bă, jobul și dă bețe. Gigele, să știi că nu-mi place de tine, nu cooperăm deloc cum trebuie. Așa, mă, în sfârșit. Bun, hai să facem repede bățăgașile, băieți și fete, și să-i dăm drumul la trade-uri. Bun, și-am adunat ceva emeralde și chiar mai am niște lemn în chest, adică mai am 3 stack-uri, dar nu știu de ce mi-au dat numai țepe villagerii ăștia, adică uitați-vă și voi. 43 de bețe, 48 și de-aia de acolo să nu mai zic, de ăștia să nu mai zic, ia fii atent la asta, 58 de bețe. Ăsta la altul 57, uite ăsta măcar e ok, ăsta e cu 31. Dar în rest numai așa, numai hoțoman din ăștia, nu-i așa, bă, păienjericule? În fine, hai totuși să luăm de la ei acum, să luăm un... Mamă, și pe Marcul de scump, bă. Hai să luăm un băiatul Marcu de la ei și să luăm și niște săgeți. Care are, bă, săgeți pe aici? Uite, bă, unde a spawnat Iron Golem-ul? Bă, bradere, stai, bă, așa, stai așa, că te ajut eu. Gata, bă, uite că și-a revenit. O, uite, ăsta are săgețile. Mă, s-a dus direct pe păienjenicul, l-a omorât. Gata, avem 2 stack-uri de săgeți, perfect. Și dacă tu s-a trezit băiatul nostru din morți, hai să-l trimitem înapoi la culcare. Oh my god, prea tare raza asta la zero. Băi, explicați-mi și voi mie. Uite-te și tu, villagerul ăsta, de ce poate să se culce mai devreme decât pot eu să mă culc? Uite, vezi, eu nu pot să mă culc acum, dar el... El poate, bă, el poate, el de ce poate și eu nu pot. Bun, hai acum să refacem o găleată și să găsim un lava pool ca să mergem în Nether. Care sunt șansele să găsești un lava pool într-un baiam de gheață? Oh my god. Oh, aparent sunt destul de mari șansele. Oh my god. Bă, ce mă cu lava pool-ul ăsta fixă? What? Și mai e un village acolo, eu nu pot să cred. Oh, și fii antenă, clericioiu aici. Ia, hai să ne apucăm să facem trade-uri de acum cu el, să vedem dacă ne dă perle sau respect. Ia să vedem în momentul adevărului. Și avem perle de la băiat. Bun, păi hai să luăm câteva perle deja. Mamă, și avem deja 10 perle. Iar când o să mă întorc, o să luăm și mai multe. Așa că acum, hai să-i dăm înainte și să mergem în Nether. Ok, ultima bucată și gata portalul. Iar acum să-l încingem și let's go. Ia vezi că a aterizat jumate testoasă, jumate robot pe Nether, frate. Bun, să găsim doi repede fortress-ul. Ok, dar până la fortress vreau să fac neapărat o chestie, pentru că nu pot să mă abțin, efectiv. Băi, ești bun. What, cum mi-a trimis ăla și murit. Unde-i celălalt? Am murit și ăla. Ouleu, stai ca ce puc... Bă, a vrut să tragă ghestul în mine și a dat în ăsta, săracu. Mo... What? Ok, dacă cădeam cu un bloc mai acolo, eram rastin pe peronii cyborg. Tu ce zici, bă, frate? Cred că ți-ar prinde bine o mână de ajutor, dacă știi ce zic. Oh my god. Ok, asta a fost un pic răuț. O, ia uite-l, mă, hai că am găsit fortress-ul, băieți și fete. Iar acum hai să găsim Blaze Money ăia, să vedem pe unde sunt. Ok, îl văd pe unul deja. Ok, hai că am găsit spawner-ul, iar acum hai să o dăm cu băietanii. Și nu cred că o să-mi folosesc abilitățile, pentru că dacă o să le folosesc, cred că risc să distrug spawner-ul, așa că mai bine nu. Dar bineînțeles că la final o să ne lăsăm un micus cadou, păi cum să ru. Cea, 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 cea. S-au spălat, am făcut un suploi, ați văzut? Și s-au spălat băieții. Bun. Avem primul blaze rod. Let's go, 2 blaze roduri. Mamă, cât s-au spălat. Ok, e măcel aici, e măcel. Mamă, sunt patru. Ok, știi ceva? Am tulit-o. Mamă. Asta a fost cât pe ci. Mamă, am fugit. Oh, nu mai da, mă, bine cu săgeți de norocitule. Era să o mirlesc acolo. Mamă, am săgeata asta fix în bot, ești de bun. Asta, mă, ce crede scheletorisul, că numai el are săgeți? Ia, mă, dar aici nici nu știi cine te-a lovit. Donate. Ok, avem 3 blaze roduri. Mamă, ce mă aici? 4 blaze roduri. Haide, mă, donează și tu. Mamă, bine că te-ai dus tocmai acolo. Ok, 5 blaze roduri. Și bam, 6 blaze roduri. Ok, cred că a donat și ăsta. Bun, 7 blaze roduri și ne mai trebuie încă 1. Stai așa că a venit Mr. Piggy după mine. Băi, Mr. Piggy, dispar, bă, că te bate cyborg-ul. Dă tine cam fasoale. Cam ciolan de porc și fasoale. Haide, mă. Și mai avem un blaze rod? Da, bă, da. Ok, putem să plecăm de aici, dar nu înainte să ne încărcăm bateriile nițel. Gata, avem bateriile încărcate, 200% bateria Duracell. Iar acum, hai să mergem să ne dăm o undă de asta laser în cap. Ia să vedem, le spargem spawnerul sau respect. Ia, dăm cu raza la sână. Mamă, cât de mișto se vede animația.
Ok, și s-a ales praful de spawnerul ăsta. Bă, niște baterii mai mari mi-ar trebui, bă, și mie. Gata, mă, avem bateriile pline, iar acum să-i dăm înapoi spre Overworld. Bun, am ajuns la portal și hai, let's go. Opa, uite, domnul guest, sper că nu m-a văzut. Ia stai, mă, așa un pic. Bă, aș vrea să dau cu raza asta pe guest. Ia, 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 dau fix. Mamă, cât de tare a fost asta. Holy, bă, dar cât de mișto se vede, se vede animația, gen. Ok, dar iar am rămas fără baterii. Oh, nu, și mai e un guest aici, dar am jucat volei cu el și respect, dați un like pentru volei ăsta jucat bine de către jumate țistoasă, jumate robot. Bun, și am ajuns înapoi în Overworld, iar acum, bă, cyborg ca cyborg, dar în cap trebuie și mie mâncare, așa că hai să vedem ce au villagerii ăștia de mâncare pe aici. Bă, ca sărași băieții pe mâncare, dar am fost eu și am făcut rost de ceva cărniță și am fost și am făcut trade-uri și cu villagerii vecini, iar acum hai să mergem la clericioiu și să luăm și restul de perle. Salut, clericioiule, ia, bă, să vedem. Hai să vedem, mai luăm frumos. Oh, ok, am mai luat 7 perle. Cred că e de ajuns. Avem în total 17 ochiane, iar acum să facem blaze powder-ul și să facem enderaiurile. Iar acum să dăm primul ochian să vedem încotro. Ok. Oh, și s-a și spart. Dar înainte să plecăm, să nu uităm de urâtul nostru preferat. Oh my god, bă, cât de tare e animația asta. Abia aștept să dau cu raza la serpa dragon. Baterie, 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 foc, foc. Bun, am mai dat un ochian. Și s-a spart și ăsta, bă. Mai dăm unul aici, tot înainte. Mamă, și ăsta s-a spart. Bă, ce ghinion am la ochiane azi. Ok, a luat înapoi acum. Bă, probabil o să ziceți că sunt rău, dar întotdeauna mi-am dorit să văd o capră cum zboară. Oh my god. What? Au murit din aer. Bun, și cred că aici ar trebui să fie stronghold-ul, băie și fete, așa că acum să-mi încarc bateriile și direct în jos mă duc. Bun, hai să-i dăm, hai să-i dăm, să sperăm că e stronghold-ul aici. Ia să vedem, bă, ia să vedem. Ulu, stai așa să țin găleata cu apă, că aud niște lavă pe aici. Oh, stai așa că e stronghold-ul aici, lol. Ok, și-am intrat, și-am intrat, băie și fete. Hai să găsim portalul ăla, zic. Oh, ok, asta a fost destul de ușor. Sparge repede spawnerul de șobolănei. What? Mă, are două intrări portalul ăsta, lol. Dar acum să-i dăm lui ăsta micul un cap și să mă lase bă, 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 de ce să ghinioniți mereu, frate? Bă, mereu, mereu. Când o să găsiți și eu, frate, peste două ochiane? Pă bune, că n-am mai găsit peste două ochiane. Cred că nici nu știu dacă am găsit vreodată peste două ochiane. Dar în fine, hai să le punem noi pe toate. Iar acum, dragonule, pregătește că vine chest-ul cyborg-ul după tine. Jumate țistoasă, jumate robot. Hai că am nimerit și-o portalul dacă e. Let's go! Bun, ne-am spawnat în cutia de chibrite. Hai repede la suprafață. Ok, și aș vrea mai întâi să-i spar cristalele, iar abia după o să dăm cu raza laser direct pe dragon. Chiar sunt curios dacă îi dăm un shot sau nu, dar hai mai întâi pe ele cristale. Așa pe ăla de acolo, bun, și ăla de sus, bine mă, țintit și lovit, da mă da, hai luăm și pe ăla de sus de acolo, let's go. Și ăsta de aici, bine rău, ăla de sus de acolo. Come on, come on. Oh, era cât pe ci. Hai, luat și pe ăla. Bun. Hai, mă, direct, direct la țintă îi dau. Bun. Ok, mai are două cristale și văd că a coborât nebunul. Dar nu pot să-l nimerez pe ăla, că e prea sus, efectiv. Bun, l-am nimerit și mai are încă unul. Haide, mă. Bun, l-am nimerit și pe ăla și a mai rămas doar dragonul. Hai să ne încărcăm bateriile, băie și fete, și după să-i dăm cu raza laser direct pe căpău. Hai, 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 că poate-l prinde, poate-l prinde încă jos. Ok, ok, ok. Aha, spurare bună. Oh, ăla, stai că vine spre mine. Oh, ok, ok. Și, MLG, let's go. Hai să încercăm să-i dăm din mers, ia să vedem. Ok, nu cred că a mers. Ok, a coborât, a coborât. S-a pus cu bufa direct la noi și să încercăm să dăm în el. Ha? Mamă, nu cred că pot să-l bat, mă. Hai, bă, pe bune, că nu merge raza mea laser pe el. Ok, coboară iarăși și mi-a venit o idee. Hai să dăm cu raza laser în bedrock. Poate așa o să meargă. Ok, avem țita pe bedrock. Și stai așa, stai așa, să ne băgăm din față. Ok, am țita pe bedrock direct și... ia să vedem. Oh, da, a mers de data asta, dar nu i-a luat chiar atât de multă viață. Ok, o să mai încerc o singură dată raza laser. Să sperăm că o să meargă de data asta. Am pus și niște cobblestone ca să pot să-i dau direct pe căpău. Ok, cred că mi-a spart tot cobblestone-ul. Hai să încercăm, hai să încercăm, băieți și fete. Oh, nu, mi s-a terminat tot aici. Nu, nu, nu pot să cred, nu pot să cred așa ceva. Come on.
Ok, avem raza laser. Hai să dăm direct pe cobblestone-ul ăla de acolo. Și... oh, i-a dat ceva damage de data asta, cel puțin așa cred, dar totuși n-a fost suficient. Ok, hai că coborâ dragonul, hai să ne băgăm să-i dăm la căpățână. Asta dacă aș putea să mă bag să-i dau la căpățână. Ia mă, de aici sabie în cap, mă, nu te mai mișca, mă, nenorocitule. Ok, ok, mama, mai are super puțină viață. Ok, cred că o să-l batem cu raza la ser, băieți și fete, următoarea dată când o să coboare. Dar hai să-l mai ciurim un pic cu Marco, așa, de control. Ok, și uite-l că coboară, hai, sunteți pregătiți? Bun, ia să vedem unde bagă fățău. Unde bagă fățău, acolo îi dăm, ia să vedem. Ia, dăm direct acolo și... oh, da, let's go! Bine, mă, nene, mă. Hai, mă, că l-a bătut cu raza la ser, până la urmă. Bun, băi, bă, băi și fete, cam ăsta a fost clipul. Am bătut Minecraft-ul ca un cyborg. Și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că l-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut, mă duc să mă încarc bateriile. Duracellul, stai că vin!